Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 7 august 2024. Nu te epuiza. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. 1 Timotei 1, versetul 12. Astăzi reflectăm la o altă formă de epuizare și anume oboseala din compasiune, față de care cei mai pasibili sunt cei care ajută oamenii. Simptomele includ convingerea că nu mai ești eficient, tratarea problemelor și a oamenilor cu indiferență, retragerea din responsabilități, evitarea relațiilor sociale și interpersonale și sentimentul de înfrângere. Dacă ești o personalitate de tipul A, ești și mai expus riscului. Un consilier spunea că oamenii ambițioși suferă adeseori de o dependență de adrenalină și caută în mod inconștient modalități de a obține mici câștiguri asemănătoare cu stările pe care oamenii le obțin din alcool, cofeină și nicotină. Problema este că fac asta controlând oamenii și luând decizii complexe. Cauzele spirituale ale stresului includ furia și disperarea, invidia față de succesul altora și anxietatea legată de aspectul financiar. Pastorii sunt adesea plasați pe piedestaluri, iar aceste așteptări nu pot fi îndeplinite. Așa că în efortul de a-i mulțumi pe ceilalți, ei devin prea orientați pe obiective în ceea ce îi privește pe ceilalți oameni, prea permisivi cu trândăvia lor spirituală, prea perfecționiști, dezvoltând excesiv o anume latura slujirii lor sau identificându-se atât de mult cu chemarea lor încât aceasta se destramă. Și deși corpul le dă semnale de alarmă, insomnie, probleme digestive, dureri de cap, oboseală, tensiune musculară, scrâșnirea dinților, tensiune arterială ridicată și așa mai departe, din păcate, acestea rare ori îi determină să încetinească, până când apare un ulcer, un accident vascular cerebral, un atac de cord. În calitate de pastor, trebuie să petreci la fel de mult timp cu cei puternici ca și cu cei slabi. Ei îți vor da putere și sprijin, îi poți pregăti pentru lucrare, iar faptul de a avea mai multe mâini pe punte îmbunătățește sănătatea spirituală și emoțională a bisericii în care slujești. Am încheiat citatul. Așadar, dacă te regăsești în astfel de cuvinte, gândește-te la o pauză și ia-ți o vacanță.